Săptămâna trecută am pus o întrebare în locul acesta și anume am întrebat dacă se merită să fii creștin. Nu știu la ce v-ați gândit când am pus întrebarea aceasta, dar au răspuns și atunci câțiva amin, adică se merită. Credem că sunt anumite avantaje atunci când ne punem viața la dispoziția Domnului, suntem copiii lui Dumnezeu, trăim ca și creștini în această lume. Vreau în această dimineață să pun o altă întrebare. Se merită să venim în locul acesta, adică la casa lui Dumnezeu? Chiar se merită? Dacă v-aș întreba în această dimineață de ce se merită să venim aici, ați avea un răspuns. Știți, psalmistul în psalmul 73 s-a amintit ceva despre asta. Spunea că se merită să meargă la casa lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă la casa lui Dumnezeu? printre altele, la casa lui Dumnezeu, zice Absalmistul acolo, se schimbă percepția, percepe altfel lucrurile. Dacă te uiți la lumea asta și zici ce fericit trăiesc oamenii din lume, sunt sănătoși, n-au treabă, sunt bogați, și eu care în fiecare zi vreau să-mi sfințez viața, dar când te duci în casa lui Dumnezeu, se schimbă percepția și vezi că undeva la urmă Dumnezeu te va primi în slavă. Dar la casa lui Dumnezeu, nu doar că se schimbă percepția, la casa lui Dumnezeu te echipez cumva cu putere să nu te iei după oameni. Mai când vine, zicea el, să vorbesc ca ei. Și eram dispus să vorbesc ca ei până am intrat în casa lui Dumnezeu. Când am intrat în casa lui Dumnezeu, m-am echipat să nu mă iau după ei. E, dar mai este ceva și ajung la textul în această dimineață. În casa lui Dumnezeu, dragii mei, se merită să vii pentru că ai posibilitatea să te întâlnești cu Dumnezeu în închinare. Și vreau să vă întreb, v-ați întâlnit cu Dumnezeu în închinare? Astăzi sau altă dată? În această dimineață am citit cuvântul acesta din Ioan capitolul 4. O femeie vine la fântâna lângă care tocmai se oprise Domnul Isus. Și mei, Domnul Isus Hristos îi spune acestei femei care au o mare problemă. Femeia aceasta era o femeie închinătoare în felul ei, da? Se închina într-un anume fel. Dumnezeu a zis, problema ta, femeie, este lipsa de cunoaștere. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Vreau să vă spun că femeia asta nu era chiar uh, o femeie care să n-aibă habar de lucruri. Știți că femeia asta știa puțină istorie. Nu știu câți din locul acesta știți suficient de multă istorie. Femeia asta știa puțină istorie. Și știa ceva despre părintele Iacov. Era vreme multă de când Iacov nu mai exista. Femeia asta, dragii mei, știa puțină teologie. Sau doctrină, dacă vreți. Știm care să vină? Mesia! Femeia asta știa puțină tradiție. Părinții noștri se închină pe muntele asta. Dar femeia asta care știa puțină istorie, care știa puțină teologie, care știa puțină tradiție, nu știa ce trebuia să știe. Nu cunoștea pe Dumnezeu. Cu știți noastră foarte, foarte, bine că despre Dumnezeu se spun multe lucruri. Unii zic, nu există Dumnezeu. Nebunul zice, nu există Dumnezeu. Dacă știți cu atenție, psalmul 10 zic, zice autorul psalmului că sunt oameni care zic, Dumnezeu nu vede. Dumnezeu nu aude. Dumnezeu nu pedepsește. Noastră ce ziceți despre Dumnezeu ăsta, frate și sorori? Mare este Domnul nostru Dumnezeu, a cântat corul. Ziceți asta despre Dumnezeu. E tot puternic Dumnezeu, e sfânt Dumnezeu. Dar întrebarea mea este, când ziceți asta despre Dumnezeu, de unde știți că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este puternic, că Dumnezeu este bun, este iubitor, de unde știți asta? A credeți că femeia asta n-a auzit despre Dumnezeu? Despre Mesia? Dar a zis Domnul, femeie, dacă îi cunoaște tu cine este cel ce zice dăm să beau. Dacă l-ai cunoaște nu din auzite, nu din ce ți s-a povestit, dacă l-ai cunoaște în mod personal, altfel ar fi viața ta. Și altfel ar fi închinarea ta. Frate și surori, dacă noi l-am cunoaște pe Dumnezeu în mod personal, ascultați-mă bine, altfel ar fi închinarea noastră. Nu credeți. Nu o să am timp în această dimineață să dezvolt toate lucrurile, dar vreau să vă spun următoarele, poate cel puțin ideile principale. Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu în mod personal, nu ne-am mai închina în virtutea tradiției. Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu în mod personal, nu ne-am mai închina cu o viață neschimbată. Femeia asta se închina cu o viață neschimbată, e adevărat? dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu în mod personal, nu ne-am mai închina fără să răspundem așteptărilor lui Dumnezeu. Zicea Domnul Iisus Hristos, închinător de felul acesta dorește Dumnezeu. Dumnezeule, ce așteptări ai tu de la noi când ne închinăm? Și dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu în mod personal, nu ne-am mai închina fără să avem rezultate concrete. Credeți în lucrul acesta sau nu credeți, frații mei? Poate că ceva vreau să spun despre tradiție. Dacă l-am cunoaște, nu ne-am mai închina în virtutea tradiției. Dar tradiția este o sumă de obiceiuri, de dati, de credințe moștenite, care se transmit din generație în generație, devin ceva caracteristic. Ei, femeia asta zice așa. Tradiția noastră este să ne închinăm pe muntele ăsta. Mă vreau să vă întreb. Noi avem tradiția noastră. Sau nu avem? Eu nu, nu vreau să spun că toată tradiția era, Să nu mă înțelegeți greșit. Toate obiceiurile zle. Bun, ar zice Sfânta Scriptură. Așa avea Iov obiceiul să facă. Cum? Să-și cheme copiii după ce va sărbătoare, să-i sfințească. Era rău lucrul ăsta. Sau Dumnezeu avea obiceiul să se ducă în munte să se roage. Era rău obiceiul ăsta. Nu, nu. Dar știți că există tradiție la care n-am nicio acoperire în Scriptură, nu-mi spune Scriptura cum să fac. Dar fac pentru că așa vine de, de, de departe, de, de mult. Și ascultați-mă bine, știți că Domnul Iisus Hristos a avut cele mai multe probleme, nu cu oamenii păcătoși. Știți cu ce a avut Domnul cele mai mari probleme? Cu oameni religioși. Care erau înrădăcinați în tradiția lor. Că nu poți, dragii mei, schimba ceea ce este deja cu tradiție. Foarte greu schimbi. Am citit despre un pastor care a fost dat afară dintr-o biserică, nu pentru că a păcătuit, nu pentru că nu gestiona bine banii bisericii. Știți de ce? Și a permis ca la o sărbătoare a nașterii Domnului să mute amvonul de pe platformă lângă platformă să aibă loc formațiile să cânte, să, aibă, să cânte toate de sărbătoare nașterii. Fără să întrebe pe diaconii bisericii. Auziți? L-au dat afară din biserică că de când se știu e acolo stat anvonul. Vă vine să vedeți. Dar foarte greu schimb ceva care s-a statornicit prin tradiție. Într-o altă biserică, un păstor le-a spus membru de biserică, cei care veneau la biserică, să-și lase paltoanele la garderobă, să fie puse în cuiere, să aibă loc tot să stea liniștiți pe scaune. Și la o adunare generală, o soră mai vârstă s-a ridicat și frate păstor, eu nu-ți de-a de 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 în biserica asta. De când vin eu la biserica asta, am menționat patronul lângă mine pe scaun. Tatăl meu a fost membru biserică asta și tot așa a făcut și el. Și dacă așa a fost bine pentru generația părinților, îi bine și pentru noi. De ce să mergem să punem Hai la cu el? Nu vine să credeți. Femeia asta zice așa. Noi avem tradiția noastră. Noi ne închinăm pe muntele ăsta. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu tradiția contează. Mă înțelegeți? Știți de ce nu mai contează tradiția? Pentru că tradiția pune accentul pe exterior și nu pe interior. Unde mă închin? Sub ce formă mă închin? În ce. Sub ce metode? Ce metode folosesc ca să mă închin? Recunoașteți că avem probleme aici? De ce mai? E? Noi avem tradiția noastră, știm uh, cam câte rugăciuni trebuie să facem la timpul de rugăciune. Știți? Noi știți cam câte trebuie făcute? Cam câte cântări trebuie să cântăm? Cam câți ar trebui să treacă pe ei pe la învol, să dea îndemnuri? Le știm toate astea din tradiția noastră, nu? I-a încercat să schimbați câte ceva. Știți că eu știu că e dureros ce vă spun acum. Dar uneori nici lui Dumnezeu nu-i permitem să vină să ne schimbe tradiția noastră. Că dacă Dumnezeu vine să ne cerceteze așa de puternic să trecem dincolo de ora 9, dincolo de ora 10. E greu, nu? Tradiția pune accentul pe lucrurile din afară. Nu pe cine dinăuntru. Dumnezeu se uită la atitudinea inimii. Cum stau înaintea Lui? Îl glorific pe Dumnezeu? Vin cu mulțumire înaintea Lui Dumnezeu, cum se spunea mai înainte. Aveți pentru ce să-i mulțumiți Lui Dumnezeu? Tradiția ridică regula umană deasupra legii Lui Dumnezeu. Dicea Domnul Iisus Hristos către farisei că este scris să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. E legea lui Dumnezeu asta. Dar voi ați desfințat legea asta lui Dumnezeu. Ziceți, nu, ăsta e corban în lui Dumnezeu și poate să ducă tata și mama lipsă, eu l-am închinarea lui Dumnezeu. Și desfințați legea lui Dumnezeu. Deci, mei, tradiția uneori conduce la o anumită rigiditate obositoare în închinarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, ați simțit că obosiți uneori în închinarea înaintea lui Dumnezeu? Haideți să fim sinceri. De ce ați obosit? De ce? Pentru că tradiția noastră ne, ne spune toată ordinea cum decurge slujirea și închinarea, frați și surori. Și nu apare nimic nou în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Le ducem toate pas cu pas, așa cum ne spune tradiția noastră. Sunt biserici, pentru care, sunt biserici care încearcă să iasă cumva din oboseala asta și să introducă divertizmentul în biserică. Am, am urmărit recent programul dintr-o biserică și păstorul s-a ridicat și a spus, și mă apropii să încheie repede, păstorul s-a ridicat și a spus, fraților, o să începem o lucrare nouă în biserica noastră. O lucrare cu bărbații bisericii. Și avem programul cu bărbații, prima întâlnire, data cu tare. De aici a apărut o problemă. În momentul acela, sau în, în, seara aceea când avem noi programată întâlnirea cu bărbații bisericii, este un meci important. Barsa Coreal, mi se pare, și atunci schimbăm ora, începem programul ăsta cu bărbații bisericii, îl închem și apoi rămânem cu toții împreună și urmărim meciul acesta Barsa cu Real. Asta casta, asta, dar ceea ce este mai dureros, știți ce este? Unul de pe aici, de prin Cluj, un familist în a zis ăsta e omul care pricepe că e în secolul 21. Adică se știe adapta. Ca să ieșim din această oboseală. Dragii mei, ieșim din oboseală asta știți când? Când închinarea noastră, sau în închinarea noastră, ne întâlnim cu Dumnezeu. Când Dumnezeu din cer vine să ne cerceteze, adică așa de profund ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, încât avem acele trăiri interioare în care îl proslăvim pe Dumnezeu și Dumnezeu se coboară la noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu, nu ne-am mai închinat lui Dumnezeu în virtutea tradiției, ci ne-am închinat, dragii mei, lui Dumnezeu, proslavindu-L pentru ceea ce este El și pentru ceea ce face El. Că până la urmă, asta este închinare. Asta este închinare. Să recunoaștem cine este El și ce face El pentru noi. Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin.